Marius, ai trăit o carieră cu o mulțime de lucruri care ți s-au întâmplat, o mulțime de partide încinse. Spune-ne cum a fost când ai fost abordat, dacă ai fost abordat, pentru diverse lucruri, nu neapărat pentru acordarea unui cartonaș de către mafia pariurilor, ci așa, în general, cum a fost când ai fost abordat. Uite, de exemplu, Cristi Balaș. Că vorbeam înainte de această emisiune despre Cristi Balaș, care, sigur, e nemulțumit de cum este arbitrată echipa lui, CFR Cluj, și tu te-ai exprimat într-un anumit fel legat de acele faze. Inevitabil vorbim despre astfel de situații. Cristi Balaș a spus că el a fost abordat. A fost abordat de diversi oficiali din fotbalul nostru. Cum te poziționezi tu? Cum răspunzi tu când ești întrebat despre astfel de lucruri? S-au întâmplat lucrurile astea. Cum se întâmplă la arbitrii? Încep să te preia de pe la ligile inferioare. Liga 3-a, Liga 2-a. Și încep să-ți propună diverse lucruri. Mi s-a întâmplat să-mi propună un observator, culmea, tocmai observatorul jocului respectiv, să-mi spună: domnule, am vorbit eu cu primarul și avem 5 buchete de trandafiri. Deci exact așa s-a exprimat. Evident că m-a bufnit râsul. I-am zis: domnule, nu mă interesează. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să sun președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor de la acea vreme și să-i spun ceea ce mi s-a întâmplat. Domnule, uite ce mi-a zis omul ăsta. Vă dați seama în ce situație m-a pus? Eu sunt obligat să reclam lucrul ăsta, să-i spun. I-am spus: mi-ai stai liniștit, bine că mi-ai zis, du-te în continuare la meci, pentru că se punea problema, mă mai duc la meci sau nu mai duc, că uite în ce situație mă pune, iar apoi orice se întâmplă acolo se poate întoarce împotriva mea. Mi-ai zis: du-te în continuare la meci, avem încredere în tine, liniștit. M-am dus la meci, mi-am făcut treaba, observatorul respectiv a fost scos de pe lista de observatori, lucrurile s-au făcut în liniște, în lumea fotbalului, într-un fel. Că tu spuneai mai devreme că de ce n-a ieșit Stelian Ofili public. Ei, nici eu n-am ieșit public. Dar cel puțin din punct de vedere sportiv, acolo unde forurile competente, cele care mă conduceau, aveau un cuvânt de spus în sensul ăsta, am făcut ceea ce trebuia. Ușor, ușor, pe măsură ce refuzi lucruri de genul acesta, încep să afle despre tine și conducătorii de la ligile superioare. Și atunci ei nici măcar nu mai încearcă, pentru că știu că dacă până acum n-ai făcut, nu mai are rost să mai vină la mine să mi se propună. Mi s-a întâmplat la un meci să îmi dispară de la masă arbitrii asistenți. Ușor, ușor, eu mă duc la toaletă, eu ies până afară să iau aer, pleacă și observatorul și mă lasă singur la masă cu patronul echipei, cu primarul din oraș și cu, nu știu, un director de la fabrică. Atunci, în vremurile alea, cam așa se făceau protocoalele alea înainte de meci. Și un arbitru tânăr, la început de carieră în Liga 3-a, rămas singur cu ei și au început să-mi povestească că la meciul tur ne-au bătut, ne-au lovit, ne-au făcut și acum vrem și noi. Și aveam un text bine stabilit: domnule, îmi doresc să ajung arbitru FIFA. Ca să ajung arbitru FIFA, adică încercam să-i opresc înainte să ajungă să propună. Pentru că odată ce au propus, trebuie să-i reclam. Dar dacă tu ai abilitatea și intuiția că urmează să-ți se facă o propunere și o refuz din start, adică anticipezi și nu-i lași să vorbească, nu se mai ajunge la lucruri de genul acesta. Tot așa eram, să zicem, în prima parte a carierei. Meciul acesta cu mari implicații locale, FC Brașov, Tractorul Brașov, dar care avea o miză importantă, promovarea în prima ligă, în divizia. Și apropo de buchete de trandafir, la mine s-a folosit această expresie: dacă aveți grijă ce spuneți, va fi bine pentru toată lumea, va fi bine și pentru aia și pentru aia, va fi bine pentru toată lumea. Probabil oamenii se pregăteau acolo să execute din toate pozițiile în acel meci, erau Lasă-mă cu asigurați pe ceva. toate. Și ca să nu spui la TV în timpul meciului că acest cartonaș sau acest penalti sau această eliminare sau astfel de lucruri s-au dictat în mod incorrect. Și mi-aduc aminte de o astfel de abordare de genul buchete de trandafiri și așa mai departe. Da. Marius a provăștit, să spun așa, el a fost un caz fericit, dar eu mă întreb ce se întâmplă dacă persoanele care au puterea de decizie, și aici mă refeream la președintele CCA sau poate cel de AJF în anumite situații, sunt direct implicați și ei în astfel de lucruri. Și atunci când tu te duci ca tânăr arbitru și spui: știi că m-a contactat observatorul, el să zică: a, deci tu nu ești cu noi, ia, nu te mai ce tu acolo, am înțeles, să-ți mulțumim frumos și nu mai promovezi cariera. Cine știe câte cariere poate s-au încheiat din astfel de situații, pentru că eu, unde văd greșeala lui Stelian Filip, e că el nu s-a dus să-și anunțe clubul.
Adică orice ar fi fost, el trebuia să anunțe în club: domne, eu la meciul ăsta, uite, mi-a fost propus așa, mai joc, nu mai joc, ce se întâmplă, decideți voi ce se întâmplă mai departe și hai să mergem cumva, pentru că nimeni nu o să-l mai creadă acum, adică toată cariera lui va fi pusă sub semnul întrebării. Câte meciuri a făcut proaste, tot atâtea semne de întrebare sau motive de suspiciune vor exista acum. Pentru că eu sunt convins că un antrenor care, nu știu, i s-a părut că Stoianu Filip nu dă randament sau face anumite lucruri intenționat într-un anumit sens sau altul, acum sigur fac spune: păi da, mă, păi v-am zis și eu că da, aia face așa. Sau era clar că Stoianu Filip face nu știu ce. Da? Deci el putea să se protejeze atunci. Ok, presupun că n-a venit nimeni să-i pună cuțitul la gât, să-i spună dacă nu faci așa, pentru că dacă ar fi fost așa, probabil că ar fi făcut. Da? Din moment ce cei care au venit i-au propus, el a refuzat și nu i s-a întâmplat nimic, mă gândesc că a doua oară când i s-a propus, putea să meargă, pentru că a văzut că nu i s-a întâmplat nimic. Și până la urmă, cum spune și Marius, de câte ori se poate propune, pentru că el spune că mi s-a propus de zeci de ori. De nenumărate ori. Bun. Nenumărate ori, mă gândesc că știe să numere până la un 20-30. Da? Deci atunci te gândești că sunt de zeci de ori, nu? Nu te duci către cineva de zeci de ori. În orice domeniu, în orice, dacă cineva te refuză o dată de două ori, nu te mai duci spre el. Bă, că asta nu merge, nu merge, nu mă duc. Exact. Gata, nu, am nu încercat merge, nu mă duc. Și mă duc la altul. De obicei te duci unde știi că merge.